Bine v-am regăsit, oameni buni! Salut, copii! Mă bucur că îmi sunteți musafiri la o nouă emisiune Învață Românește. Ca de obicei, ne ocupăm de presa centrală și, bineînțeles, de exprimarea corectă de ortografie. Începem cu un client care a devenit permanent după ce nu mai este directorul Societății Române de Televiziune, domnul Stelian Tănase, care scrie zilnic 1-2 articole și, fiind o personalitate care atrage cititorii, sigur că mă aflu și eu printre cititorii domniei sale, dar nu pot să iert abuzul de greșeli, că dacă ar fi numai una, două, treacă, meargă. Dar nu este articol în care să nu fie multe, multe, multe. Așadar, greșeli la domnul Stelian Tănase. Greșeli de ortografie, evident. Citez. Atenție! Demisia lui Voicu din funcție, virgulă, nu înseamnă demisia parlamentarilor PNL. Domnul Stelian Tănase pune virgula între subiect și predicat. Deci demisia lui Voicu, virgulă, nu înseamnă și demisia parlamentarilor. Ca să vedeți, deci, un lucru pe care îl învață copiii încă de prin clasa 1, a 2, hai să spunem. Continuăm cu domnul Stelian Tănase. Citez. Acum mass media e rezervată vis-a-vis de general. Și scrie mass media la un loc. Îl scriu ca să vedeți, dragi copii, care este forma corectă. Mass cu 2 de media. Deci mass media se scrie cu cratimă și, atenție, este un substantiv de plural. Mass media sunt. De ce? Pentru că în limba latină media e un substantiv plural. Iată că domnia sa scrie mass media fără cratimă, dar nu respectă nici numărul acestui substantiv. Așadar zice mass media e rezervată, în loc de mass media sunt rezervate. Ei, iată o problemă. Greșeala este atât de frecventă, mai ales în vorbire pe la televizor, încât, sigur, eu am reluat-o, am adus-o în fața domniilor voastre ca să o mai discutăm odată. O altă greșeală este folosirea greșită a locuțiunii prepoziționale vis-a-vis. Vis-a-vis de. Acest vis-a-vis de vine din limba franceză și înseamnă vis-a-vis de, față în față cu. Ceea ce înseamnă că e vorba de o locuțiune prepozițională circumstanțială. Arată locul, spațiul. E o indicație de spațiu, da? Așadar, corect este locuiesc vis-a-vis de prefectură, locuiesc vis-a-vis de parc, locuiesc vis-a-vis de școala nu știu care, da? Ca să ne înțelegem foarte bine. Ei bine, aici, acum mass media e rezervată vis-a-vis de general. Nu poate să fie față în față cu generalul, ci apropo. Apropo de, în legătură cu. Deci, de asta este rezervată mass media. Corect, sunt rezervate mass media. Dar apropo de general, în legătură cu generalul. Nu dau nume că nu facem politică în emisiunea aceasta de limbă românească. Continuăm tot cu domnul Stelian Tănase. Mai mulți patroni de media îl știu de frică. Sigur, aici să observăm că, până la urmă, propoziția aceasta este ortografiată corect, atâta doar că, sigur, e posibilă și o asemenea scriere, atâta doar că, în limba românească, există expresia ai ști cuiva de frică. Să ne înțelegem foarte bine. Corect ar fi fost mai mulți patroni de media îi știu de frică. Sigur, expresia îl știu de e posibilă într-un context ca îl știu de fraier, îl știu de hoț,
și așa mai departe. Poate îl știu de boier, eu știu de ce îl știu ei. Nu vreau să anticipez nimic. Continuăm tot cu domnul Stelian Tănase. Alții speră să ciugulească Niscaiva protecție. Niscaiva, să-l scriu aici, că este un cuvânt destul de rar. Niscaiva. Acest Niscaiva înseamnă câțiva, nu știu câți. El este sinonim cu un mai vechi pronume nehotărât folosit de cronicari și anume neștine. Zi ceva neștine că e ocupeana mea, zice Miron Costin, da? Neștine. Atenție la acest neștine. El vine din latinescul ne scio qui sau qve. Kve sau kvi. Am pus aici ca să ne înțelegem foarte bine. Da? Acest niscaiva însă înseamnă exact același lucru. Atâta doar că acest nesciocvi trece prin filieră greacă și ajunge la noi, de asta să și pronunțe diferit. Sunt două cuvinte, să observați, care pleacă din același etimon latin, nesciocvi. Nu știu care. Da? Dar atenție! Niscaiva este plural? Acesta este plural întotdeauna. Deci niscaiva, să spunem tovarăș, niscaiva parale, da? Așadar, se află întotdeauna în fața unui substantiv de plural, nici de cum în fața unui substantiv de singular. Deci nu putem să spunem niscaiva treabă, niscaiva protecție, da? Să ciugulească niscaiva protecție de la el și se așează dârdâind sub mantaua. Continuă și scrie domnia sa în loc de așează, cum era corect, pentru că dacă vă uitați, verbul acesta vine de la aședea și aședea la conjunctiv este să șează, deci a așeza, normal că se scrie la fel, doar cu a în față, se așează, dragi copii. Ei bine, la domnul Stelian Tănase, lucrurile acestea au rămas cum crede domnia sa de cuvință, adică sărind, să spunem, ortografia corectă sau lăsând-o în seama corectorilor. Numai că în site-urile pe care își pune domnia sa articolele nu există corectori și cum își pune articolul acolo, așa este citit. Sigur, e o lipsă de respect până la urmă față de cititori. Încă o chestiune și mă opresc. Citez din adevărul, dar am auzit și cu ochii mei la sfințirea Catedralei Sucevene. Aceeași pronunțare, dar să citez din adevărul. Arhiepiscopul Tomisului sau prea sfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii și scrie genitivul substantivului tulcea, care are e în radical, îl scrie tulcii. Sigur, acum să spunem telespectatorilor noștri un lucru. Există documente în care substantivul tulcea e ortografiat la genitiv tulcii. Atâta doar că acele documente aparțin vorbirii populare, specific cronicărești, e un stil, să spunem, arhaic, da? Sau arhaizant, dacă vreți. Ei bine, nu poți băga în limba română actuală cuvântul tulcii, vrancii, pentru că, evident, o să râdă copiii la școală, da? Tulcea are genitivul tulcei. Tulcei. Vâlcea are genitivul vâlcei, vrancei și așa mai departe, dragi copii. E o regulă foarte simplă aici.
o gâscă, două gâște, gâștei. Se păstrează eul de la plural. Nu e cazul aici, la substantivul propriu pe care l-am citat eu mai sus. Mă opresc aici, oameni buni. Nu uitați să-mi lăsați întrebări, sfaturi, controverse, sugestii pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește. Rămâneți sănătoși, domnilor și doamnelor, pa, copii!